Cristina, poți să ne povestești puțin despre noua ta funcție de la Federația Europeană? A fost un weekend foarte, foarte interesant și foarte bun pentru handbalul românesc la Viena. Nu numai alegerea în cele două funcții, a mea în acest comitet al echipelor naționale feminine și a domnului vicepreședinte în Court of Handball, dar și prestația celorlalți români care au candidat pentru diferite funcții. Pe domnul președinte l-au despărțit doar 5 voturi de o calitate de membru în același comitet, dar la masculin, ca și al meu. Paul Mincu, Tudor Marta și Alexandru Axinte au strâns voturi pentru România, iar, repet, felul în care s-au desfășurat lucrurile în acest weekend la Viena, mie îmi dau foarte multă energie și foarte mult optimism. Denotă faptul că România este bine văzută, România este și-a creat relații foarte bune cu partenerii din alte federații și putem să o luăm ca pe un pas înainte. Este, dacă nu mă înșel, pentru prima dată când România are doi români în structuri ale Federației Europene. Asta este un pas înainte. Eu sper că la următoarele alegeri să ne mulțim numărul. Cum va arăta Naționala României fără Cristina Neagu? Cristina Neagu este cea mai bună jucătoare a lumii și din punctul meu de vedere, așa cum am spus-o de foarte multe ori, sunt o astfel de jucătoare se naște la foarte mulți ani. Trebuie să acceptăm faptul că a trecut prin foarte multe operații, faptul că în ultimii foarte mulți ani este prezentă și joacă nu numai la nivel de echipă națională, dar și la nivel de echipă de club, competiții interne și internaționale și trebuie ca pe această ultimă parte a carierei ei, că vor fi 4, eu glumesc întotdeauna cu ea, îi spun 8 ani, să avem grijă să putem să scoatem ce este mai bun de la ea și în continuare să ne ajutăm unii pe ceilalți. E foarte clar că aportul ei la echipa națională a fost, de când este la echipa națională, unul foarte mare. Este dat de valoarea ei ca om, ca jucător și îmi doresc ca în această perioadă, sper eu scurtă, în care nu va face parte din echipa națională, toate celelalte jucătoare să poată să crească în ceea ce înseamnă asumarea unui rol de lider, pe care eu sper să îl înmulțim, să îl găsim după plecarea Cristinei. Am fost prezentă la campania de calificări și pentru campionatul mondial și pentru europene, și pentru olimpiadă, pardon, mă scuzați, pentru Jocurile Olimpice. Am fost prezentă și sunt aproape și de echipa masculină. Voi merge în Muntenegru cu echipa. Susținem echipa nu numai financiar, așa cum trebuie să o facă o federație, dar o susținem și prin prezență, cu atât mai mult cu cât eu am făcut parte din echipa națională a României foarte mulți ani. Le-am încurajat acum, înainte de campania de calificări împotriva Macedoniei, pe care am realizat-o într-un stil foarte profesionist și corect și frumos, motiv pentru care le mulțumesc. Le-am spus că noi cu toții, ele în primul rând, avem nevoie de bucurie după ratarea campaniei de calificări la Jocurile Olimpice, lucru pe care fetele l-au și făcut și au dăruit această bucurie și din nou aș vrea să le mulțumesc pentru maniera în care s-au prezentat în această perioadă de pregătire. Crina Pintea spunea că e fericită că s-a calificat echipa la campionatul mondial, dar niciodată un campionat mondial nu se poate compara cu participarea la Jocurile Olimpice. Este foarte adevărat, dar asta nu știrbește din punctul meu de vedere cu niciun procent calificarea la campionatul mondial. Suntem singura echipă, țară, care s-a calificat la toate competițiile, toate edițiile de campionat mondial de la apariția acestuia și asta este, din punctul meu de vedere, o mare realizare. Este un lucru pe care dorim să-l ducem mai departe pentru generațiile, cu respect pentru generațiile care au reprezentat România de-a lungul timpului. Poți nominaliza o jucătoare care ar putea deveni noul lider al echipei naționale pe perioada absenței Cristinei Neagu? Aș vrea ca jucătoarea respectivă să se autonominalizeze prin prestațiile în teren.